Pe 26 septembrie 2014 va avea loc la Casa Germană bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. La bursa locurilor de muncă sunt așteptați și absolvenți și celelalte categorii de persoane care nu au un loc de muncă. Până în prezent și-au găsit un loc de muncă în diverse domenii, în jur de 60 de persoane care erau înscrise pentru indemnizația de șomaj. Pe lângă timpul acordat căutării unui loc de muncă, se organizează și cursuri de calificare profesională. Cele mai solicitate meserii pentru calificare sunt coafor, bucătar, cofetar, brutar, tâmplărie din aluminiu, tâmplar universal, ospătar, mecanic auto, iar în domeniu mai deosebit, instalator tehnico-sanitar și gaze, cât și sudor. Vreau să transmit pe această cale că în data de 26 septembrie 2014 la Casa Germană va avea loc bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Pe această cale invităm și absolvenții și celelalte categorii de persoane care nu au un loc de muncă să participe la această acțiune. Deocamdată avem comunicate în jur de vreo 60 de locuri de muncă în diverse domenii. Pe lângă această acțiune care se desfășoară atât local cât și la nivel național, mai organizăm și cursuri de calificare sau recalificare. Cele mai solicitate meserii pentru calificare sunt coafor, bucătar, cofetar, brutar, tâmplărie de aluminiu, tâmplar universal, ospătar, mecanic auto și, să zicem, într-un fel mai deosebit, instalator tehnico-sanitar și gaze, cât și sudori. Cei care sunt interesați pentru a urma aceste cursuri trebuie să adreseze agenției noastre pentru perfectarea actelor și condițiilor care se impun pentru a urma aceste cursuri. Ce se întâmplă cu cei care sunt înscriși în program și nu urmează cursurile? În primul rând pot spune că încercăm să le oferim un loc de muncă conform pregătirii profesionale. În situația în care nu se găsește conform pregătirii profesionale, atunci încercăm să le oferim și altceva ce se caută pe piața forței de muncă. Deci nu putem spune sau nu putem forța într-un fel sau altul ceva ce nu există corect pe piața forței de muncă. Dau un exemplu, dacă este tâmplar, trebuie să le trimitem tâmplar. Nu există această meserie momentan pe piață, atunci încercăm să facem bucătar. Pentru că bucătarii, poate într-un fel sau altul, sunt mai solicitați. Persoanele interesate să urmeze aceste cursuri trebuie să se adreseze agenției de șomaj pentru a depune actele necesare pentru urmarea acestor cursuri. Cei înscriși pentru indemnizația de șomaj sunt îndemnați să le urmeze pentru a le fi mai ușor în găsirea unui loc de muncă, dar nu sunt obligați să le urmeze.